Salutare pofticioșilor, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi am filmat un videoclip nou, așa că am filmat una dintre sugestiile voastre ce mi le-ați lăsat în comentarii și astăzi am cumpărat o shaorma mare de la Piața Mare, acolo în spate de la vechiul fast food, cine e din Târgu Jiu știe, la 15 lei. Mai aveau și varianta mică la 7 lei și am mai luat și un toast sandwich la 3 lei. Și bineînțeles o Coca-Cola ca să avem ce bea. Și dacă tot ați ajuns pe canalul meu de YouTube, nu uitați să dați un like, un comentariu cu ce vreți să vedeți în următoarele videoclipuri și bineînțeles nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul să știți când postez un videoclip nou. Așa că hai să începem. Vedem cum ce avem aici. Să vedem ce avem aici. Asta e toastul. Mamă, e mic rău. Dar la 3 lei, două felii de pâine, o felie de salam cu cașcaval. Hai să gustăm, să vedem cum e. Pâinea e cam veche. Nu-mi place. Dăm deoparte. Trebuie să ușim și rețel. Încercăm să vedem cum e shaorma. Că mulți dintre voi ați lăudat-o. Am 5 sau 6 comentarii, dacă nu mă înșel, la videoclipuri, să merg să încerc shaorma de acolo. Cineva mi-a spus ca să mai schimb modul de filmare, să fie mai aproape de ce mănânc. Hai să dăm puțin mai aproape. Asta e shaorma. Să o desfacem. Mama are foarte mult sos de usturoi. Uite. Carne de pui. Să gustăm, să vedem cum e. Mamă, dă-i o lipie din aia groasă. Are cartofi cam mulți. Hai să mai luăm și un cartofi. Are cartofi foarte, foarte mulți. Carne, momentan, nu prea multă. Asta are mai mulți cartofi, uite să vă arăt. Cam așa arată. Nu știu dacă se vede. Mai mult cartofi decât carne și... Îl punem aici deoparte. După câte recomandare am avut ca să merg să încerc de acolo, sincer să fiu, nu merită 15 lei. Unul la mână, carne foarte puțină, cartofi foarte mulți,
salata, să zicem că e ok, sosul de usturoi e foarte, foarte slab, are foarte, foarte multă maioneză și foarte puțin usturoi, ketchup, nicio urmă, și am spus să fie shawarma cu de toate, nu merită 15 lei. Sandwichul, la fel, nu are gust, pâinea este veche, știu că acum câțiva ani mâncam și eu de acolo, când eram în liceu, dar se pare că s-a schimbat, nu mai are același gust, pentru că acolo făceau burgeruri, shawarma, sandwich-uri foarte bune, proaspete, dar se pare că de data aceasta s-a schimbat, am văzut că e ceva nou, nu, nu mai e ce era odată. Eu unul nu o recomand, dacă voi vreți să încercați, puteți să încercați. Bine, am văzut că au făcut-o și așa repede. Cam asta a fost pentru astăzi, pofticioșilor. Dacă vreți să mă susțineți, nu uitați să dați un like, un comentariu cu ce vreți să vedeți în videoclipurile următoare, ce gen de mâncare, o idee, o să încerc. Mai am câteva idei de încercat, ce mi-au lăsat băieții acolo. Asta a fost pentru astăzi, nu uitați să vă abonați, să activați clopoțelul să știți când postez următorul videoclip. Asta a fost pentru astăzi, vă mulțumesc pentru vizualizări și ne vedem în videoclipul următor. Poftă bună!